Lăudăm pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui cea mare care ne susține continuu. Îi mulțumim pentru grija specială ce arată față de noi și că nu există situație cât de deplorabilă, nu există groapă în care să cădem de unde să nu ne scoată, nu există putere pe care El nu vrea să ne împrumute atunci când suntem leșuiți, când suntem lipsiți de putere. Avem un subiect actual. Știm că tot mai mulți oameni sunt întunecați, tot mai mulți oameni sunt panicați, tot mai mulți oameni cad în depresie. Vom vorbi tot despre depresie, dar depresia cauzată în mod special de pierderi. Cum să tratăm astfel de situații? De fapt, e o lecție, un principiu de viață valoros pe care fiecare dintre noi trebuie să-l dobândim, de a învăța să ne detașăm de anumite lucruri și a merge mai departe. Suntem învățați să mergem numai pe câștig, de obicei. Și prea puțin dintre noi știm să și pierdem. Eu nu spun că este un lucru foarte fericit să pierzi ceva care iubești sau un lucru la care ții destul de mult. Întrebarea mea este cât de constructiv sau cât de sănătos este să ne legăm atât de mult de lucruri și să le dăm drumul mai departe. Nu, uneori pierderile sunt inevitabile, sunt lucruri pe care le pierdem nu datorită greșelilor noastre, sunt lucruri care le pierdem datorită deciziilor greșite din viață. Dar sunt multe lucruri inevitabile. Pe pământul acesta nu putem păstra lucrurile, nu ne păstrăm nici viața la un anumit moment, nu putem păstra la nesfârșit pe cei dragi lângă noi, nu ne păstrăm nici măcar suflarea noastră, nici lucrurile pe care le acumulăm, le adunăm. Încercăm să ținem de ele, dar până la urmă, unul câte unul, se duc. De aceea ar trebui să ne gândim foarte bine și să învățăm cum să pierdem. Sigur, fiecare pierdere, în funcție de evaluarea lucrului pierdut, are o anumită încărcătură pentru noi, în funcție de valoarea pe care o atribuim. Nu neapărat valoarea intrisecă care o are, că sunt unele lucruri pe care doar noi le evaluăm foarte, foarte scump, foarte expansiv, dar în realitate nu sunt atât de valoroase. Ideea este că fiecare pierdere, fiecare lucru de care ne-am legat și apoi ne rupem sau simțim că ne scapă, produce suferință, produce frustrare, produce durere în suflet. Și unele situații, unele lucruri pierdute chiar merită să avem durere pentru ele. Acum, acest studiu vrea să ne ajute să înțelegem, să gândim puțin logic și să ne ajute să echilibrăm aceste sentimente cu ajutorul lui Dumnezeu pentru a nu exagera, pentru a putea să mergem mai departe. Spuneam că este natural, este firesc și este în regulă, legitim să simțim față de anumite lucruri valoroase durere atunci când le pierdem. Numai că acea durere trebuie să fie sub controlul unei minți sfințite și apoi unei voințe puternice care poate să stopeze, poate să minimalizeze durerea și ea să fie stompată și să putem merge mai departe. Probabil că nu există nimic care să producă mai multă durere și pentru unii chiar blocaj, pentru că, spuneam, este natural, e normal să simți durere față de anumite pierderi și Dumnezeu nu ne osândește pentru că suferim pentru anumite lucruri. Sigur, sunt și unele lucruri care nu merită să suferi pentru ele când le pierzi. Dar cea mai mare, cea mai intensă durere, oamenii de obicei o resimt după ce pierd o persoană dragă, cineva la care au ținut. Spre exemplu, moartea tovarășului de viață sau a cuiva drag din familie sau un prieten foarte apropiat cu care ai avut experiențe, cu care ai trăit ani. Nu, și care a făcut o parte semnificativă din peisajul vieții tale. Când dispare, rămâne un gol, un gol pe care nu-l poate ocupa altcineva, sau cel puțin în prima perioadă a timpului. De obicei, astfel de lucruri, dacă nu sunt înțelese cum trebuie, iar individul nu-i pregătit pentru acest lucru, pot să arunce în,
în depresie, într-o durere accentuată, o tristețe care pare că nu are vindecare și de unde nu mai ieși. Unii ajung mai mult decât depresie într-un blocaj, într-un blocaj total și se pare că nu mai pot merge mai departe. Pentru ei totul se întunecă, parcă nu mai are rost și aici este greșit. Este, spuneam, e normal și niciodată n-ar trebui să încercăm cât de puțin să culpabilizăm pe cineva că suferă pentru o pierdere umană. Ce este rău este când omul nu-și mai imaginează viața sau nu mai poate să meargă mai departe datorită acestui lucru. Nu este scuzabil și nu este rezonabil din partea noastră să procedăm așa, nu e nici constructiv. Sigur, atâta timp cât îl avem pe Dumnezeu, orice pierdere poate să fie depășită. Dacă nu l-am pierdut pe Dumnezeu, orice lucru bun este, se poate recupera. Inclusiv oamenii care au fost cu adevărat buni și credincioși nu se pierd. Este doar o despărțire scurtă, dar în realitate nu e pierdut pentru totdeauna. Sub nicio formă este ca un lucru care îl recuperezi ceva mai târziu. Dar pentru asta trebuie credință. Sigur, fără viziunea credinței nu pot să spun că există soluții sănătoase, soluții cu adevărat profundă pentru pierderile oamenilor. Citim istoria, cartea Rut, istoria Naomi, este plină de învățături valoroase pentru cei care trec prin suferință, prin încercări și inclusiv cei care se confruntă cu pierderi serioase. Pe vremea judecătorilor, Rut, capitolul 1, primele 5 versete, a fost o foamete în țară. Asta înseamnă că pierzi o parte din bunuri, ajungi să fii sărac. Dar pentru familia aceasta n-a fost nicio problemă. Au migrat un om din Betleemul lui Iuda, a plecat cu nevastă sa și cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului acelui era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion, erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomi, a murit și a rămas cu cei doi fii ei. Deja ea suportă o pierdere, nu se aștepta la așa ceva, măcar că treceau în greutăți. Greutățile sunt învinse de obicei destul de ușor când există un grup unit de oameni, când există o familie unită, oameni care se înțeleg, oameni care își oferă suportul reciproc. Când au fost în foamete, n-a fost problema pentru ei. Mai târziu, Naomi recunoaște faptul că am plecat în belșug și mă întorc cu mâinile goale. Nu plecase în belșug din punctul de vedere material, dar nu plecase datorită belșugului. Plecase datorită sau... Dar fiind împreună cu ceilalți, pentru ei era belșug, era... pierderea, părăsirea locuinței pentru o vreme sau, mă rog, că nu mai aveau atunci resurse foarte multe de trai, nu reprezenta, pentru ei o piedică. Era belșug, încă era belșug cât îi ai pe cei dragi lângă tine. Dar acum se întâmplă că soțul îi moare subit. Nu erau atât de bătrâni ca să moară. Nu se spune de ce și ca atare n-ar rău să speculăm. Pur și simplu a murit. A murit și nimeni nu i-a dat vreo explicație. Era o familie credincioasă, decentă. Și a murit. Se întâmplă și oamenilor buni lucrul acesta. Să căutăm, mulți ar putea să spună că a plecat din Israel. Asta e o acuzație nefondată. Au fost și alte ocazii când oameni credincioși au plecat din Israel. Chiar la îndemnul profetului Elisei, o altă femeie, pleacă pentru o perioadă când a fost criză și secetă în Israel. Nu ni se spune pentru că nu asta e important, tocmai de aceea nu ar trebui să speculăm. Important este că se întâmplă astfel de lucruri oamenilor buni, nu neapărat oamenilor răi. Și bărbatul i-a murit și asta este o pierdere, dar spune frumos versetul, dar a rămas cu cei doi fii. Pierzi ceva și mai rămâi cu ceva, nu? Ei și-au luat neveste moabite, a mai trecut puțin timp. Mahlon și Chilion, versetul 5, cei doi băieți, care acum în sfârșit se căsătoriseră, nu? Au murit și ei amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii ei și fără bărbat. De data aceasta, situația este mult, mult, mult mai grea. Când rămâi cu ceva, te consolezi cu acel ceva. Acel ceva te ajută ca să depășești, dar de data aceasta
îi moare și soțul, nu trece mult timp și parcă necazurile se țin lanț și mor și băieții. Cei doi băieți, măcar unul să fi murit, să fi rămas unul. De obicei, oamenii își concentrează afecțiunea pe ceea ce mai rămâne, se prinde ceva. În cazul acesta, toți trei, soțul și băieții. Nu mai avea alt băieț, nu mai avea pe nimeni, într-o țară străină îi mor. Ce înseamnă să pierzi? Să pierzi durerea de a pierde, nu? Durerea de a rămâne singur, durerea despărțirii, faptul că nu poți nu, să mai părtășie și susținere și bucurie împreună cu cei dragi. Este greu ca să numai oamenii care trec prin așa ceva cunosc sentimentele care te învolbură, te cuprind, gândurile care încearcă să se înghesuie în mintea ta la un moment dat. Ajungi de nu mai poți gândi, nu mai poți vedea absolut nimic. Care-i soluția într-o astfel de situație? Mulți ar spune ce soluție să mai fie, nu ce viață mai este asta. Nu. O astfel de gândire e chiar foarte, foarte nenorocită. E mai rea decât pierderea în sine. O astfel de gândire că ce rost mai are viața și ce mai poți să faci, nu e deloc constructivă și cartea aceasta care a fost scrisă pentru învățătura noastră ne arată că dacă ar fi gândit Naomi în felul acesta după ce a suportat o pierdere mare, nu s-ar mai fi întâmplat lucrurile bune care urmau să vină ceva mai târziu. Tot ceea ce era bun mai târziu depindea de o atitudine pozitivă în acest moment. Sigur, Naomi era îndreptățită să fie amărâtă și a fost amărâtă timp îndelungat și a suferit pentru lucrul acesta. Dar amărăciunea n-a blocat-o. Amărăciunea n-a făcut-o ca să intre într-o panică, într-o disperare și într-o formă de necredință încât să se piardă și cu mintea și cu viața. Să nu mai poată să meargă mai departe. Cinstea acestei femei și lăudăm pe Dumnezeu pentru că îi ajută pe oameni să meargă mai departe. Desigur, soluția pentru când pierzi pe cineva drag sau când pierzi lucruri valoroase, este să mergi mai departe. Chiar dacă ești apăsat de tristețe, chiar dacă nu înțelegi de ce ți s-au întâmplat toate aceste lucruri și chiar dacă ți se pare că nu ai un viitor cert, nu citim că i s-a dat explicații acestei femei. De ce s-a întâmplat? Mai târziu am mai înțeles lucrurile, mult mai târziu. Deseori nu ți se dau explicații, Dumnezeu nu-ți dă explicații. Trebuie să te bazezi pe El, că e bun și că e înțelept. Chiar atunci când lucrurile ți se par că sunt contrarii acestei credințe, atunci ți este testată credința. Atunci trebuie să strângi putere, să te prinzi de Dumnezeu și să mergi mai departe. Să mergi și să mergi bazându-te pe Dumnezeu, că Dumnezeu te va ajuta să-ți vindece și rănile, te va ajuta să înțelegi mai bine rostul lucrurilor și te va scoate din poziția aceea. Sigur, citim Rut 1 cu 7, exact asta a făcut Naomi. Ea a ieșit din locul în care locuia, a mers mai departe. S-a întors așa cum era vorba să se întoarcă în țara ei, doar că de data aceasta s-a întors singură, nu s-a mai întors nici cu soțul, nici cu băieții. Dar a mers mai departe, exact conform planului, au spus că pentru o vreme pleacă și se întorc. Au auzit că Domnul le-a dat belșug de pâine și că viața poate să fie reluată acolo. Ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două nurări ale ei, a pornit să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis celor două nurări ale ei, duceți-vă și întorceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Domnul să se îndure de voi. Ea încă credea că Dumnezeu este îndurător și urmează să se îndure și de nurorile ei. Din câte vedem în această urare, să vede credința. Putea vorbi de îndurare în momentul acela. Ea, asta înseamnă că nu și-a pierdut încrederea că Dumnezeu este bun și îndurător, chiar dacă a trecut prin ceea ce a trecut. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, prietene, vei fi foarte, foarte ispitit să faci lucrul acesta. Satana va profita de acea amărăciune, tristețe cauzată de pierderea ta pentru a te face să nu mai ai încredere în Dumnezeu, pentru a face presupuneri greșite despre El. Ce s-a întâmplat lucrurile.
idei, de ce nu că, de ce îmi face Dumnezeu toate lucrurile acestea, e oare Dumnezeu bun, e îndurător, unde e compasiunea Lui față de noi. Astfel de idei sunt, de fapt, ideile șarpelui care vrea să le impună. Trebuie să învățăm că Dumnezeu e bun chiar când pierdem sau când ni se ia anumite lucruri, nu doar când ni se dă. Asta înseamnă că Dumnezeu este bun. E un principiu pe care trebuie să-l învățăm, e o lecție sănătoasă și o lecție valoroasă. Doar acei vor trece prin viață care vor învăța astfel de lecții legate de pierderi. Naomi a zis, întorceți-vă, fiicele, eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou și chiar dacă a zice că trag nădejde, mai pot eu să mai am acum fi care să fie bărbați pentru voi. Sigur, viitorul era incert pentru ea din perspectiva aceasta. Eu sunt mult mai amărâtă decât voi pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Este clar că era supărată în suflet, amărâtă, dar nu blocată. E o diferență a fi supărat, a trece, e natural, e normal, e justificat. Și Dumnezeu înțelege lucrul acesta deseori și Dumnezeu suferă. Nu e cel care suferă mai mult decât toți, dar nu se blochează Dumnezeu. Dumnezeu își continuă planurile cu înțelepciune, chiar dacă inima Lui mare sufere. Aici, domași, noi putem suferi, trebuie să fim atenți ca suferința să nu ne întunece mintea, suferința să nu ne blocheze credința, suferința să nu ne facă să orbim și să ajungem să nu mai putem să facem un pas. Pentru că tot planul bun și frumos se duce de rupă și nu mai putem înțelege nimic. E neconstructivă această atitudine de a te bloca. Problema este, Naomi a zis către Rut, iată, cumnata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeu, întoarce-te și tu după cumnata ta. Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu, unde voi locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Și voi fi îngropat acolo. Facă-mi, Domnul, ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă, cu ea n-a mai stăruit, au călătorit împreună până și-au ajuns la Betleem. Este clar că încă de atunci, deși ești amărât, ar trebui, la fel ca Ieremia, în plângerea lui Ieremia, el scrie în plângeri cuvinte de mare amărăciune, cât de inima i-a fost destrăpunsă, umplută cu pelin. Nu, el e unul care a gustat suferința în adâncime în timpurile acelea nenorocite. Dar zice, ce mă face să trag nădejde este că bunătățile Domnului s-au sfârșit și îndurările Lui n-au ajuns la capăt și le se înnoiesc în fiecare dimineață. Dacă ești blocat și cu mintea paralizată, nu mai poți vedea lucrurile acestea. Naomi poate să observe că deja a pierdut, deși a pierdut nu știu, mult de tot soțul, familia, totuși Dumnezeu o recompensează. Dumnezeu îi dă întărire și îi dă curaj. În sensul că îi pune alături de ea pe cineva care să o susțină. Asta era tot mila lui Dumnezeu. Aceasta e o dragoste ca dragostea lui Dumnezeu, din dragostea lui Dumnezeu. Dragostea nurorii sale care valorează mai mult decât băieții, decât a primit ea vreodată dragoste de la băieții ei. Și iată că Dumnezeu vine și compensează durerea. Dumnezeu îți spune, sunt aici să te ajut. Trebuie doar să ai ochi să vezi că și în durere mângâierile lui Dumnezeu nu s-au sfârșit. Pentru cel care nu se blochează pe necredință și necredința te orbește, nu mai vezi nimic încercările lui Dumnezeu de a te ajuta, de a te ridica, de a te duce mai departe după planul său. Dar dacă nu intri pe necredință și vrei să depășești și să mergi mai înainte, chiar dacă ești trist și supărat, vei putea să vezi lucrarea lui Dumnezeu în viața ta. În ciuda durerii suferite, în ciuda faptului că nu a înțeles intențiile și planul Domnului de la început, Naomi a crezut continuu că Domnul este bun. Vă aduceți aminte când, măcar că trec prin greutăți, normal, și când s-au întors în Israel, n-au murit de foame, dar nici n-au trăit în lux, nici pe departe. Au trebuit să muncească, au trebuit să sufere privațiuni, să trăiască o viață extrem de simplă, o perioadă. Nu? Dar când s-a întors Rut de la culesul de spice și a adus de saga cu orzi, cu boabe și ceva resturi într-o împăturită acolo, probabil într-o batistă, în ce au avut ea, și le-a dat. A spus că Domnul este bun așa față de noi, la fel cum a fost și față de cei care au murit.
Asta înseamnă că niciodată nu a ajuns să creadă că Dumnezeu nu-i bun, măcar că au fost amărâte. Acesta este lucrul care te ține, să nu uiți niciodată că Dumnezeu nu se schimbă. Mi se schimbă vederea nouă, datorită sentimentelor schimbătoare, a situațiilor prin care trecem. E posibil să ne simțim uneori părăsiți sau să simțim că cerul e închis pentru noi, dar este neadevărat. Sunt doar sentimentele care sunt fierbântă sau se răcesc, sentimente care ne orbesc uneori rațiunea. Trebuie să rămânem pe principii, Dumnezeu este bun, indiferent prin ce vom trece. Lucrul acesta, credința aceasta ne va ajuta să mergem mai departe. Și pentru că nu și-a pierdut credința și nu s-a blocat în momentul când a avut pierderi mari, Dumnezeu a scos-o la loc larg. I-a dat oameni care au iubit-o, care au respectat-o, i-a oferit un cămin cald, i-a oferit susținere și siguranță la bătrânețe, i-a oferit un nepot care a fost ca și copilul ei, i-a dat bucuria de a trăi. Un viitor fericit a apărut din ruinele fumegânde, de acolo unde credeai că nu se poate întâmpla nimic bun. Poți să pierzi, dar Dumnezeu te ajută să câștigi pe altă parte, dacă rămâi credincios. Nu, când ținea acel copilaj, mai târziu, mult mai târziu, la loc larg, era și Rut, pe care o iubise atât de mult, Naomi, și care, de la care primise foarte multă dragoste, era acum o femeie căsătorită cu copil, iar copilul era în brațele bunicuței, dar era ca și copilul ei privit, și despre care toți știau că va fi sprijinul bătrâneței. Naomi, într-un cămin călduros, cu un bărbat acolo care putea să le protejeze pe ambele de rău și care le respecta, un om nobil, un om de caracter, iată că Dumnezeu scoate la loc larg pe cei care nu ajung să se blocheze datorită depresiei, datorită tristeței generate de pierderi. Un alt lucru care e foarte dureros, o pierdere dureroasă, e pierderea unui copil. Dar, deși este dureros, nu este de nedepășit lucrul acesta. Noi trebuie să ne gândim cât suntem dispuși să pierdem sau ce vom face în momentul când vom pierde. Noi trebuie să ne obișnuim, în primul rând, cu ideea că lucrurile nu le putem noi ține, că lucrurile ne pot să fie luate. Fără să facem mare tărăboi, putem să fim triști, dar nu avem niciun motiv, pentru că nu sunt lucruri pe care noi le-am adus pe lume, nici măcar viața noastră nu ne aparține, este un lucru care ni s-a dăruit, copiii ni se dăruiesc. Și așa că Domnul dă, Domnul ia, și acum Iov înțelegea că e cinstit și în regulă, ar trebui și noi să ne gândim că de ce să ne certăm cu făcătorul sau să aruncăm vina pe făcător când anumite lucruri ni se ia? În primul rând, este nevoie de obișnuire la nivel mental, anticipat. Înainte de pierdere, trebuie să ne gândim că este posibil să pierdem, nu? Că unele lucruri nu să le putem ține cât am vrea de mult. Nu că este tot una experiența cu gândul anticipat, dar gândul anticipat pregătește, facilitează, ușurează. Dacă trăim cu ideea că sub nicio formă este total nedrept să ni se ia ceva, atunci ne vom comporta haotic, atunci vom ceda, vom claca, nu vom putea depăși astfel de lucruri. Așa că pierderea unui copil este un lucru foarte dureros. Trebuie să ne gândim cât de mult țin părinții la un copil. În cazul lui David, a doua Samuel 12 cu 15, citim: și Natan a plecat acasă. Domnul a lovit copilul pe care l-a născuse lui David, nevasta lui Urie, și a fost greu bolnav. David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit. Exact cum fac și cum e normal să facă fiecare părinte credincios. Încerci cu disperare să insiști, încerci cu disperare să mijlocești, să ceri ca lucrul acela să nu pierzi, să-ți fie păstrat, să nu ți se ia. Și când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ. Nu a vrut să se culce în pat de atâta durere. A dormit pe pământ. Bătrânii casei au stăruit de el să se scoală de pe pământ, dar n-a voit și n-a mâncat nimic cu ei. Nu a vrut nici să mănânce, o durere atât de mare. A șaptea zi copilul a murit. Slujitorii lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul, văzându-l cât de mult suferise înainte. Nu?
cauza, pentru că nu mănâncă, că doarme pe jos, că nu se mișcă de acolo. Că ziceau, când copilul trăia încă, i-am vorbit și nu ne-a ascultat, nimeni nu putea nici măcar să vorbească cu el, se părea că este orbit de durere, surd de atâta suferință. Cum să îndrăzni să-i spunem acum că a murit copilul, are să întristeze și mai mult? Dar ei greșeau în concepția lui. David avea o altă atitudine. David a băgat de seamă că șoteau, nu vorbeau pe margine și a înțeles că murise copilul, că de-aia mă levitau și nu știau cum să-i spună. El a zis, știți că deseori și o veste de genul acesta, nu știi cum să o spui, nu știi cum să o transmiți, cum să găsești momentul potrivit, starea potrivită. De fapt, nu e niciodată atât de potrivit, pentru că tot va fi ca din senin această veste și nu știi cum va reacționa omul, leșină, face infart, intră într-o stare de disperare, de nu se mai poate face nimic cu el. În loc de vestea tristă se mai adaugă încă ceva, nu cine știe ce nenorocire. Și n-ar trebui să fie așa, ar trebui să fim pregătiți. Da, să este în regulă să suferim, nu? Suferim cât trebuie să suferim, dar nu trebuie să ajungem să disperăm și nici să ne blocăm. Atunci David s-a sculat de la pământ când i-au spus că a murit copilul, s-a spălat și a schimbat hainele, apoi s-a dus în casa Domnului și s-a închinat. Întorcându-se acasă, a cerut să-i se dea să mănânce și a mâncat. Slujitorii au zis, ce înseamnă ce faci? Deci pentru ei a fost atât de ciudat comportamentul acesta, dar este exact cum ar trebui să se poarte un om credincios, un om matur, un om care și suferă, e sensibil, dar care știe să-și rețină sentimentele, care are în același timp sentimentele puse sub controlul credinței. Credinței adevărate, care îi modelează sentimentele și știe cât le drămuiește. Când trăia copilul, posteai, plângeai și acum când a murit copilul, te scoli și mănânci. El a răspuns, când trăia copilul, posteam și plângeam, că ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul. Se putea face ceva. Încă nu, speram că e posibil să întreprind ceva prin acțiunile mele. Acum, când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc la viață? Eu mă voi duce la el, adică și eu am să mor la timpul meu, dar el nu se va întoarce la mine. L-a înțeles că nu-i constructivă o astfel de atitudine, o astfel de poziție. Trebuie să te gândești prin ceea ce faci atitudinea, acțiunile, deciziile, inclusiv sentimentele respective. Se poate câștiga ceva? Dacă se câștigă ceva, nu neapărat la tine, măcar la ceilalți, în regulă. Dar a plânge, a dispera, a te bloca, începe să te bocești și a nu mai face nimic, a nebunii, e constructiv pentru cel care l-ai pierdut, e constructiv pentru cei din jurul tău, e constructiv pentru tine, nimeni nu câștigă absolut nimic, toată lumea pierde, te pierde și pe tine, îi încurci și pe ceilalți, bineînțeles. Nu e atitudine constructivă, nu obții nimic printr-o astfel de atitudine. Noi ar trebui să mergem, dacă tot ai pierdut ceva, mergi măcar în continuare pe câștig. Te blochezi și pierzi în continuare, ca într-un domino, prin faptul că la rândul tău ești atât de marcat și de distrus. Frumos, deci aici vedem, nu este vorba de o rezistență stoică la suferință. Omul a suferit cât a fost de suferit, a suferit cât a trebuit, când a trebuit, iar la momentul potrivit a știut să depășească, a spus, mănânc și merge mai departe. Iov trece și el prin ceva asemănător, de data aceasta nu-i vorba de un copil, în câteva clipe el pierde toate averile, tot ce strânsese, trebuie să se detașeze de la un om super bogat, un om recunoscut pentru bogăția vastă pe care o avea și era și un om cinstit în același timp și integru. Și o familie numeroasă, 10 copii pe lângă tine, nu, băieți și fete frumoase, nu, toate într-o familie decentă și foarte, chiar că era realizat omul acesta. Numai că într-o zi citim că
nu trecea o veste rea că venea alta, una peste alta, și se anunțau pierderi după pierderi. S-au dus soile, s-au dus boii, s-au dus cămilele, s-au dus recoltele. Și ultima dată ultimul care îi spune, un vânt puternic, ca un uragan, a sfărâmat casa în care erau copiii și toți au murit, nici măcar să scape unul, să mai rămâi cu ceva. Pierdere, nici nu ne imaginăm. Probabil că unii și imaginează prin faptul că au trecut prin așa ceva, să pierzi într-o zi atât de multe lucruri, cred că este ceva, o provocare greu de înțeles, foarte, foarte mare. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat. Iov s-a sfâșiat mantaua și atuns capul, asta era durere, o durere mare când îți sfâșii hainele de pe tine. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat, ca și David, care s-a spălat și primul lucru s-a dus și s-a închinat înaintea lui Dumnezeu, recunoscându-L pe Dumnezeu, încă de Dumnezeu. N-a mai vrut, n-a zis că cine ești tu, Doamne, de-mi faci așa ceva. Din contra, a te închina înseamnă a accepta, să pleca, cu resemnare, dar în același timp cu înțelegere și credință, capul, supunere, da, Doamne, Tu ești înțelept și în regulă pentru mine, raportul cu Tine rămâne același, indiferent ce pierd sau ce câștig. Gol am ieșit din pântecele mamei mele, n-a dusese nimic, nu? Și gol mă voi întoarce în sânul pământului, Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Observăm o atitudine extraordinară. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. De ce? Pentru că n-am adus nimic, mi s-au dat lucruri, mi s-au împrumutat lucruri, mi s-au împrumutat averi, mi s-a împrumutat un tovarăș de viață, mi s-au dat copii de la Dumnezeu, mi-a dat. Cel care dă poate să își retragă oricând. M-am bucurat de ei, de unii câțiva ani, de alții au fost mai în vârstă un pic. Asta a fost. M-am bucurat și de lucrurile care le-am avut și de casa care am avut-o. Acum, Domnul poate să ia oricând. Deși știm că Dumnezeu doar permitea lucrurile acestea, în spate nu era Dumnezeu care îi luase lucrurile acestea. Era altcineva care întotdeauna se folosește de pierderi pentru a ne decepționa, cineva care ne-a luat și viața, ne-a luat și dreptul la mântuire. Este vrăjmașul oamenilor, vrăjmașul lui Dumnezeu, Satana. Știm că la un moment dat i s-a luat și sănătatea, a pierdut și sănătatea, trupul a fost acoperit de răni purulente care la un moment dat au făcut viermi, stând nu într-o casă, ci pe o grămadă de gunoi de acolo, cu râsete în jurul lui și alți oameni care altădată respectau și copiii îl făcuseră, nu ajunsese subiectul batjocorii. Și totuși eu, măcar că nu înțelege și la un moment dat apare să ceartă cu Dumnezeu, de ce faci lucrul acesta? Nu înțelege de ce îi se întâmplă. Totuși el spune, Iov 19 cu 25, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi s-a va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu e altuia, sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntru meu. Este extraordinar faptul că totuși el nu și-a pierdut credința. A avut într-adevăr întrebări la care nu găsea răspuns. Mai târziu Dumnezeu l-a confruntat. Mai târziu Dumnezeu din furtuna aceea i-a răspuns. Și Iov s-a smerit, a învățat, a câștigat. Sfârșitul pentru faptul că nu te blochezi și zici, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și dacă mi se nimicește pielea, totuși avem pe cineva care o să ne scoată de aici. În cei din urmă anii săi, Iov 42 cu 12 la 17, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. Iov a mai trăit după aceea 140 de ani, a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam și va muri bătrân sătul de zile. Lucrul acesta urma să nu se mai întâmple dacă te blocai în necredință. Se pot întâmpla lucruri foarte bune, dar trebuie să mergi înainte. Să depășești și chiar să te detașezi de anumite lucruri, rămânând amintirile plăcute, pozitive, fără din nou să te reîntorci la zona aceea unor suferințe care pur și simplu te orbești și te scot din minți. Rămâi cu amintirile plăcute și detașează-te.
Adu un gest pios, gândește-te ce ai de învățat. Nu? Dar mergi mai departe. Lasă ca planul vieții tale să poată să continue și vei găsi multe explicații bune. Mai târziu, când alte lucruri se vor lega, vei înțelege în altfel de ce a fost nevoie, să treci pe acolo ce s-a întâmplat, dar în același timp vei căpăta binecuvântări deosebite și susținere deosebită. Un alt lucru care poate determina depresie și blocajul vieții este abuzul fizic sau sufletesc. Dar și din aceste situații se poate ieși. Citim despre cazul lui Amnon și al sorei lui Tamar, care de fapt era doar sora după tată. A doua Samuel 13 cu 6, Amnon s-a culcat și s-a făcut bolnav. Împăratul a venit să-l vadă și Amnon a zis împăratului, te rog să vină sora mea Tamar să facă două turte sub ochii mei și să mănânc din mâna ei. De fapt, era o viclenie. O viclenie ca să se oprindă pe Tamar. Atunci Amnon a zis Tamarei, adu mâncarea în odaie și să o mănânc din mâna ta. Tamar a luat turtele pe care le făcuse și le-a dus fratelui său Amnon în odaie. Pe când îi le dădea să mănânce, l-a apucat-o și a zis, vino soră și culcă-te cu mine. El i-a răspuns, nu, ea i-a răspuns, nu frate, nu mă necinstică și nu se face așa ceva în Israel. Nu face mișelia aceasta, unde mă voi duce eu cu rușinea mea și tu vei trece drept un mișel în Israel. Acum vorbește, te rog, împăratului și nu se va împotrivi să fiu a ta. Dar el n-a vrut să asculte, a silit-o, a necinstit-o, s-a culcat cu ea, apoi Amnon a urât-o mult mai mult decât o iubise și a zis, scoală-te și du-te. Ea a răspuns, nu mai mări răul pe care l-ai făcut izgonindu-mă. El n-a vrut să asculte și chemând băiatul care îi sluja, a zis, izgonește de la mine pe femeia aceasta, scoate-o afară și încuie ușa după ea. Ea avea o rochie pestriță, căci aceasta era haina pe care o purtau fetele împăratului câte vreme erau fecioare. Slujitorul lui Amnon a scos-o afară și a încuiat ușa după ea. Tamar și-a presărat cenușe pe cap și a sfâșiat haina pestriță, a pus mâna în cap și a plecat țipând. Fratele ei, Absalom, i-a zis, a stat fratele tău Amnon cu tine? Acum, soro, taci, căci este fratele tău, nu te prea trece cu firea din pricina aceasta. Și Tamar, nemângâiată, a locuit în casa fratelui Absalom. Împăratul David a aflat toate aceste lucruri, s-a mâniat foarte tare. Observăm aici, e vorba de un abuz. Un abuz față de acest suflet pur și candid și în același timp înțelept, îi se întâmplă, nu citim că Tamar nu știu ce a greșit sau ce a făcut, e pur și simplu a fost o victimă, nu și-a dorit lucrul acesta, n-a fost complice, chiar l-a sfătuit corect, dar i s-a întâmplat. De ce i s-a întâmplat? Nu este subiectul acestui studiu. De ce se îngăduie astfel de lucruri? De ce se întâmplă? Pentru că trăim într-o lume în care răul nu putem să ne prefacem că nu există. De ce i s-a întâmplat Domnului Isus să fie huiduit? Nu. Dacă vorbim de oameni buni despre el, putem spune că nu a fost doar bun, a fost întruparea bunătății, a milei, a compasiunii față de oameni și în același timp a suferit. El însuși s-a împărtășit de ceea ce înseamnă să fie abuzat. Nu cu violență și cu toate chinurile și torturile care Tamar trece prin acest lucru, este abuzată mai mult decât atât, scoasă ca o femeie, ca o prostituată care o dă afară și închizi ușa de pe ea, făcută de rușine. Și, desigur, lucrul acesta este un lucru traumatizant. Nu putem spune că acest lucru, mai ales pentru ea, pentru că ea, pentru o femeie ușoară nu reprezintă mare lucru, dar pentru un suflet pur, un suflet curat, lucrul acesta înseamnă un abuz pentru față de trupul și față de sufletul ei și a fost îndurerată, foarte îndurerată. Și problema este că nimeni n-a știut nici măcar să o înțeleagă sau să o ajute în direcția aceasta. Vedem că David se mânie, dar David, el însuși, cu treburile regatului, n-avea timp de copii, copii din nu știu câte soții, nu, fără să știe, crescând deseori fără înfrânare, fără abstinență, având și exemplu greșelilor lui, de asemenea, din viața lui, copiii au crescut destul de răsfățați, destul de lipsiți de înfrânare, lipsiți de simțământul onoarei unii dintre ei și fără capacitatea de a fi stăpân pe ei înșiși, de a înțelege lucrurile. Amnon era un astfel de tip irresponsabil și
Nu numai că era ușuratic, dar nici măcar n-a avut capacitatea de a înțelege ce s-a întâmplat. De la, așa zis, a dragoste a trecut la ură, la dispreț. Și apoi Absalom, comportamentul lui Absalom este de asemenea greșit. Nu te trece cu firea. Cum să nu se treacă cu firea? Asta era formă de mângâiere, să-i spui ce nu te trece cu firea, că a fost frate tău, ca și când lucrul acesta era scuzabil sau îi aducea vreo mângâiere. Din contră, pur și simplu, unii consilieri pun benzină pe foc, toarnă benzină pe foc, pe rană, în timp ce, nu, măcar dacă ai ascultat, dacă ai stat lângă un om și ți-a arătat compasiunea prin tăcere, dacă nu știi nimic, ca să-i spui, cum să nu se treacă cu firea, pentru că e ceva care, într-adevăr, te face să te treci cu firea. Ce este trist, că este un caz aici, că ea nu depășește lucrul acesta. Ea a rămas în casa fratelui său nemângâiată, citim. Acesta este, Biblia trebuia să expună și porțile acestea. Am citit despre Naomi, am citit despre David, am citit despre Iov, că au fost oameni loviți, oameni care au avut pierderi mari. Și au fost oameni care au depășit și au mers mai departe. Nu e obligatoriu. Astfel de încercări, pierderile mari, pot deseori să te blocheze. Depinde de atitudinea pe care o ai și uneori depinde și de oamenii care sunt lângă tine ca să te ajute. Dar și dacă n-ar fi nimeni lângă tine, Dumnezeu tot este lângă tine ca să te poată consola, ajuta și să te vindece în timp. Și astfel de rând pot să fie vindecate și astfel de pierderi nu pot să fie depășite, poți merge mai departe. Ea rămâne nemângâiată în casa lui Absalom. Sigur, prăpăditul de Amnon plătește, până la urmă rata vieții se învârte și măsura cu care măsurții se măsoară, măcar că Absalom se răzbună pe el, la rândul lui nici Absalom nu este mai bun și nici el nu sfârșește cum trebuie, lucrurile se țin lanț. Ideea este că sufletul acesta rămâne nemângâiat. Nu știu dacă ar fi o speculație, dar atât cât scrie Biblia, a rămas în casa fratelui său timp îndelungat cât o fi rămas. Nu știu dacă a depășit, nu știu dacă a reușit să înțeleagă că poate să depășească lucrul acesta. Problema este că n-ar trebui să credem în astfel de momente, apar întrebări revoltătoare, unde a fost Dumnezeu de a lăsa să se întâmple lucrul acesta, nu? Unde a fost Dumnezeu de a lăsa să se întâmple? Este Dumnezeu responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat. Răspunsul la această întrebare este că Dumnezeu nu e responsabil de lucrurile care se întâmplă. La fel, nu e responsabil de ceea ce face satana pe pământul acesta. Uneori sunt multe decizii de ale noastre greșite, sunt decizii din familii greșite. Lucruri care se complică în familii. Și familiile acelea disfuncționale cu atâtea femei și cu copii și cu o grămadă de care creșteau fiecare de capul lor și cu țitoare și toate lucrurile acestea duceau la tot felul. N-a fost voia lui Dumnezeu ca să se ajungă aici. Deci oamenii încearcă să-L acuze pe Dumnezeu de tot ceea ce se întâmplă. Dumnezeu a suferit și sigur că Dumnezeu a suferit alături de sufletul acesta și ar fi vrut ca să fie înțeles și să ajute sufletul acesta să depășească. Trebuie să ne aducem aminte că și Mântuitorul a fost abuzat și ce-a făcut Dumnezeu atunci, nu? Ce-a făcut Dumnezeu atunci? A lăsat ca lucrurile să curgă, pentru că Dumnezeu nu poate să blocheze istoria lumii. Este pur și simplu, nu, răul se manifestă. Nu putem ascunde faptul că răul se manifestă. În orice caz, știm că Domnul Iisus, când a văzut acea mamă îndurerată când îi murise copilul, a spus nu, i s-a făcut milă de ea și a zis nu plânge, Luca 7:13. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor. În Isaia 63:9, în traducerea King James, în toate necazurile lor, el însuși a fost afectat, scrie. Ceea ce e foarte frumoasă traducerea. Știm că suferă alături de noi, suferă abuzul, simtă. Și este îndurerat, Domnule, de aceea, pentru că înțelege, poate să și ajute. Veți fi mângâiați, eu sunt Domnul care vă mângâi, Isaia 66:10-13,
veți vedea aceste lucruri, inima vi se va bucura și oasele voastre vor prinde putere ca iarba. Cu mângâie pe cineva, mamă, să așa vă voi mângâia eu, da, veți fi mângâiați în Ierusalim. Ieremia 33:6, iată, îi voi da vindecare și sănătate, îi voi vindeca, le voi deschide un izvor bogat în pace și credincioșie. Dumnezeu poate să vindece cele mai nenorocite rând, da, uneori este nevoie de timp, de înțelegeri și nevoie ca balsamul lui Dumnezeu să poată să fie aplicat, dar vindecă Dumnezeu și ajută ca să putem să trecem și uneori chiar astfel de lucruri sunt întoarse aproape nebănuini, nu ne dăm seama, sunt întoarse către un bine și mai mare, pentru că astfel de suflete devin, dacă trec cu bine prin credință, depășesc situațiile, devin cele mai miloase, mai compătimitoare și pregătite, dispuse și înțelepte ca să ajute alți oameni abuzați, alți oameni care se confruntă cu pierderi. Este o calificare într-adevăr extrem de dificilă, extrem de dureroasă, dar o calificare care nu o poți lua doar din cărți, care nu o poți lua doar ca o teorie ca să o implementezi în viață. Aș vrea în final să ne concentrăm asupra unor înțelegeri importante, asupra unor raționamente, unor principii sănătoase ce pot să fie folosite în cazul, în situații de pierderi, necazuri. În primul rând, ai nevoie de credință reală în dragostea și înțelepciunea lui Dumnezeu în momentul când pierzi pe cineva drag sau treci printr-o tragedie. În momentul acela e chiar momentul potrivit să exerciți credința. Credința atunci este, se coace, se maturizează. Atunci e momentul să o arăți și să o exerciți. E greu ca să-ți dai seama că ai credință în momente de belșug. E posibil ca momentele de belșug doar să ai impresia că te încrezi în Dumnezeu, dar să nu fie decât satisfacția primirii darurilor, atâta tot cum copiii sar în sus sau orice om când vede că îi se toarnă cu vârșii îndesat, ai impresia că zâmbește, că este recunoscător și că se încrede în cel care dă. Dar nu e credință. Credința trebuie să o exerciți în momentul ăla când o să pierzi ceva, e momentul ca să te crezi în Dumnezeu și să spui, dar sunt sigur că Dumnezeu nu s-a schimbat față de mine, față de nimeni. Nu și-a schimbat caracterul, e în continuare iubitor, e același Dumnezeu care mi-a purtat de grijă, același Dumnezeu care a dat pe singurul său fiu pentru mine și care nu se schimbă. În momentul acela trebuie să-ți aduci aminte de lucrul acesta, trebuie să fie un principiu al vieții tale și trebuie să îți dai seama că toate lucrează spre binele tău. Romani 8:28, pe de altă parte, știm și singurul lucru prin care știm e credința, să știți. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Ar trebui să știm nu doar acum, în seara aceasta, liniștiți, când studiem. Ar fi bine să știm și să zicem și atunci când am pierdut toate lucrurile, inclusiv ce se petrece acum, deși nu văd, lucrează pentru binele meu. Este în conformitate cu planul lui Dumnezeu, are Dumnezeu un plan bun, îl înțeleg acum, dar ce știu este că va fi spre bine. Acceptă că uneori nu putem da explicații, nu primim explicații și nu înțelegem de plin de ce ni se întâmplă unele lucruri. Dar în astfel de momente rămâi liniștit și încredința că Dumnezeu va aduce lumină. Multe din lucrurile dureroase ce se întâmplă nu le înțelegi nici motivul, nici scopul. Deseori mai târziu se luminează și înțelegem de ce Dumnezeu a permis astfel de lucruri în viața noastră. Iov 37:21-22, acum firește, nu putem vedea lumina soarelui care strălucește în dosul norilor. Este firesc, e natural, când cerul e plin de nori să nu vezi soarele. E firesc. Dar va trece un vânt și va curăți. De la miaza noapte ne vine aurora și ce înfricoșată este măreția care înconjoară pe Dumnezeu. Ce pot să știe că există soare și că va veni momentul când o să fie mai clar, mai clare lucrurile. Nu la toate lucrurile ai explicație. De ce momentul ăla, de ce chiar să pierzi lucrul acela? Deși există explicații pentru fiecare lucru. Nu le înțelegem noi pentru că asta e, suntem limitați. Dar putem accepta, chiar dacă nu înțeleg acum, sunt convins că lucrurile o să se lumineze mai târziu. Dar dacă vrei atunci, de ce s-a întâmplat atunci, ești incapabil de să o să înțelegi tu și dacă ți-ar spune Dumnezeu, nu ai fi pregătit să înțelegi.
Ioan 13 cu 7, drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu? Nu pricepe acum, dar vei pricepe după aceea. Iar Petru se împotriva. Dar era un lucru de care avea nevoie. Ulterior l-a priceput. Ieremia 23 cu 20, veți înțelege în totul lucrul acesta, în cursul vremurilor. Pe parcursul timpului, multe lucruri vor deveni mai clare, o să stai, o să ai momente de retrospectivă și vei putea să, cu ajutorul lui Dumnezeu, depășind, învățând lecții, deschizându-se noi orizontul de înțelegere, să poți să pricepi, a fost bine, da, uite, vezi, a fost necesar, a fost înțelept. În momentele de durere, adu-ți aminte de lucrurile bune ce le-a făcut Dumnezeu pentru tine sau pentru cei care i-au pierdut, nădăjduiește în bunătatea lui Dumnezeu. Bine este să aștepți, spunea Ieremia, în tăcere, ajutorul Domnului. Iată ce mă face să trag nădejde că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și durările Lui n-au ajuns la capăt. Plângeri 3, 21 la 26. Bine să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Nu l-ai atunci, nu-l vezi atunci, dar așteaptă în tăcere. De ce în tăcere? Pentru că atunci suntem cei mai nesăbuiți, avem poftă de vorbă atunci. Știți că omul la durere începe să spună lucruri neadevărate, lucruri exagerate. Durerea îi amplifică atât de mult simțurile nici de cum rațiunea și înțelegerile, ci din contră, parcă îi amplifică irațiunea, nebunia, încât omul începe să se răzvrătească și să spună lucruri grele, pe care uneori e foarte mândru ca să le mai retracteze și să întărește în... Așteaptă în tăcere atunci. Nu știi, nu înțelegi. Măcar stai tăcut și liniștit și mai târziu o să poți să vezi de ce. Oricum, este bine să aștepți ajutorul Domnului și să nu uiți că bunătățile Lui nu s-au terminat. Urmează să le vezi. Nu lua o atitudine de răzvrătire și nu încerca să te ceri cu Dumnezeu sau și mai rău să-L urăști pe Dumnezeu pentru ce ți s-a întâmplat. Nu uita că durerea și decepția îți întunecă mintea și în aceste momente vrăjmașul, în mod subtil, e acolo lângă tine. Ori de câte ori e o pierdere, el e acolo. Ori de câte ori suferi și treci printr-o mare, e gata ca să te nebunească și să te facă să devii un rebel. Dacă e o astfel de atitudine de rebeliune, vei rămâne departe de soluție și nu vei fi vindecat. Nu va mai fi vindecare pentru tine, însă și atitudinea ta va accentua rana sufletească. O va face ca să gangreneze și va face ca să se cuprindă totul, întregul. În Psalmul 73 cu 21, un om care și el ajunsese la răzvrătire, Asaf, când mi s-a amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram proști și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta sau ca o fiară împotriva ta, în traducerea GBV. Când mi s-a amăra inima și mă simțeam parcă mă dureau toate organele, fiecare părticică, eram prost și fără judecată, ajunsesem o fiară împotriva lui Dumnezeu. Nu este atitudine de înțelepciune, nici de judecată sănătoasă, răzvrătirea și încep să te amărăști peste măsură de mult, exagerezi cu asta, nu mai vrei să ieși din starea aceea de tristețe și de amărăciune profundă, ca și când nu mai vezi niciun bine. Și lucrul acesta te duce nu doar la disperare, ci la răzvrătire și lucrul acesta te va împiedica să te vindeci. Nu doar să mergi mai departe, să te vindeci. În Isaia 45 cu 9, vai de cine se ceartă cu făcătorul său, un ciob dintre cioburile pământului. Oare lutul zice el celui ce îl fățuiește, ce faci lucrarea ta, zice ea despre tine, el n-are mâini. Adică când o lucrare a acuzat pe lucrător, nu are dreptul, nu-i corect, nu-i cinstit și nu o face niciodată așa. Nu te certa cu Dumnezeu, cu făcătorul tău. Îi spune lui Iov, Iov 40 cu 1, Domnul a vorbit lui Iov și a zis, ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celui atotputernic, tu care mustri pe Dumnezeu. Mai ai vreun răspuns de dat? Iov a răspuns Domnului și a zis, iată, sunt prea mic, ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură, am vorbit odată și nu voi mai răspunde, de două ori și nu voi mai adăuga nimic. Și el, pe fond de durere excesivă, a început să dea drumul la gură și să spună lucruri neadevărate, minciuni, să spună. Acuzații care nici de cum nu erau adevărate. Satana folosea momentele acestea de durere ca să-l împingă. Vrei să nimicești, pune-și dreptatea mea și să mă osândești ca să-ți scoți dreptatea, ca să te îndreptățești tu, poziția ta de răzvrătire? Vrei să-l acuzi pe Dumnezeu?
Apoi lucrurile care nu le mai pot schimba, nu mai insista asupra lor. Sunt lucruri care nu le pot schimba. Sunt lucruri pe care nu le recuperezi atunci. Vezi ce se poate face realmente în continuare. Gândește constructiv, nu? Ca și David care spunea, am postit, m-am rugat, am insistat cât s-a putut. Acum merge mai departe, nu? Și Dumnezeu a dat mângâiere, a dat ajutor, a dat susținere. Nu încerca să-L blamezi pe Dumnezeu pentru lucrurile rele ce ți se întâmplă. Nu uita, e un diavol care ne este vrăjmaș și care face răul în această lume. În plus, mai sunt și multe consecințe nenorocite ale propriilor decizii. Uneori sunt efecte pe care le alegem. Viața nenorocită a lui Lot. Ce era responsabil Dumnezeu? Ce se petrecea în Sodoma și Gomora? Era alegerea oamenilor să trăiască așa. Și ce era responsabil că familia Lot se dusese acolo și întâmpina în fiecare zi numai nenorociri, abuzuri, că și nu, dacă mai stăteau mult acolo, nu numai că e abuza fizic, probabil că e și omora între timp, nu? Și ar fi spus, vai familia, unde a fost Dumnezeu? De ce nu vede Dumnezeu ce se întâmplă cu oamenii aceștia, că doar ei au fost credincioși? Nu, întotdeauna satana este cel care face răul și oamenii iau decizii greșite și ajung în situații rele. Oricum, când vezi neghina semănată, trebuie să nu uiți că semănătorul a ieșit să iese, să semene sămânța cea bună. Matei 13:27. De unde este neghina? Versetul 28, el a răspuns, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Domnul a zis Satane, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu te întinzi. Și Satana a plecat dinaintea Domnului și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit pe tineri și au murit. Satana a plecat dinaintea Domnului, a lovit pe Iov cu o bubă rea din talpa piciorului până în creștetul capului. Nu. Și oamenii ziceau, un foc a căzut de la Dumnezeu, s-a întâmplat de la Dumnezeu. Aici Dumnezeu a încercat să limiteze, că l-ar fi omorât, să nu te atingi de, să nu iei viața, că i-ar fi luat și viața tot atât de repede. Dumnezeu limitează pe cât posibil lucrarea răului, dar neghina nu este sămânța care a semănat-o el, este lucrarea unui vrăjmaș, așa cum spunea 1 Samuel 24:13, răul vine de la cei răi. Dumnezeu este dragoste și dragostea Lui față de noi s-a arătat prin faptul că a trimis în lume pe singurul Său Fiu. Trebuie să nu-L blamăm pe Dumnezeu pentru relele care se întâmplă. Uneori nu înțelegem, dar nu Dumnezeu este Cel care face răul. Dacă vrei vindecare, mai este nevoie de încă un lucru. Dacă vrei să mergi mai departe, altfel realmente nu poți merge mai departe. Trebuie să te detașezi, trebuie să ierți și trebuie să depășești. Iov 42:10, Domnul a dus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ceea ce avusese. Dacă nu iertați oamenilor greșelile voastre, Matei 6:15, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Unor poate s-a întâmplat un rău, un abuz, cineva ți-a făcut rău, cineva ți-a luat ceva. Dacă nu ierți, nu e o problemă a lui, e o problemă a ta. Nu poate Dumnezeu să te vindă, ci ai nevoie pentru vindecarea proprie a sufletului, pentru ca să se liniștească și să poți să-ți continui viața. Ai nevoie ca sufletul tău să nu fie prins în răutățile trecute. Iertarea pe care o oferi, de fapt, e un balsam pentru tine însuți. Este o pregătire pentru ca Dumnezeu să te poată vindeca. Desigur, asta, a ierta nu înseamnă să fii de acord cu lucrurile rele pe care oamenii le-au făcut. Noi lucruri nu sunt, cum să spun, nu sunt justificabile. Noi nu iertăm pentru că îi înțelegem de ce au făcut. Unele lucruri sunt de neînțeles de ce le-au făcut. Nu sunt scuzabile. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să iertăm. Pentru că altfel vom rămâne cu o povară a resentimentelor. O povară care vom târâ cu noi. Zici că mergi mai departe, dar nu poți merge mai departe. Ești tot blocat în același loc în istoria trecută. De aceea trebuie să ierți, nu că ce mi s-a luat, că am pierdut. Ai pierdut, rămâi cu amintirile plăcute. Iartă, detașează-te și mergi mai departe. În felul acesta te poți vindeca. Sigur, pentru unele e nevoie de timp. E nevoie de timp, dar Dumnezeu îți dă timp și îți dă harul suficient de care ai nevoie. Așa cum citim, El dă tărie celui obosit. Mărește puterea celui care cade în leșin. Isaia 40:29, cel care e leșinat și care zici că nu mai poate continua,
Dumnezeu îi dă putere, îi înnoiește puterea și îl face să zboare ca acvilele, să se ridice, să se ridice deasupra. E o lecție când zici că nu mai poți să, tot să continui. Să continui, să continui, să mergi mai departe și să înveți să te detașezi. Să înveți să te detașezi de lucruri care nu le mai poți întoarce, rămâi cu amintirile plăcute, nu-ți cere Dumnezeu să uiți oamenii care te iubi sau tot ce e pozitiv poți să reții, sigur, și sunt monumente care te vor ajuta ale bunătății lui Dumnezeu, experiențe frumoase și plăcute, dar lucrurile rele, dacă vrei să mergi înainte, trebuie să te detașezi de ele. Ieremia 29:11, căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și un nădejde. Acest verset, acest gând, ar trebui să-l reținem, ar trebui să-l avem în minte chiar și când suntem în pierderi mari, chiar când se întunecă viitorul. Dumnezeu spune, am să-ți dau o nădejde, am să-ți dau un viitor, și se vede că Dumnezeu, într-adevăr, chiar așa a făcut pentru oamenii care au mers mai departe. Cel care găsește această înțelepciune, cum spune în Proverbe 24:14, dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Ai viitor atâta timp cât ai această înțelepciune a Cuvântului Dumnezeu. De aceea, când pierdem, să nu cădem în depresie. Când pierdem, să nu ne blocăm. Să învățăm această purtare, această atitudine înțeleptă în momentul de pierdere, care sunt, de fapt, atitudinile credinței. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să-i binecuvinteze pe toți care se confruntă cu pierderi, cu înțelepciunea sănătoasă a deciziilor potrivite și atitudinii potrivite, pentru ca oamenii să poată să se detașeze și să meargă mai înainte, că Dumnezeu are un viitor și are o speranță pentru fiecare. El să fie lăudat și binecuvântat. Amin.